Căderea părului este diferită la bărbați față de femei. La bărbați, cea mai frecventă cauză a căderii părului se numește alopecie androgenetică. Alopecie însemnând pierderea părului, iar androgenetic explică cei doi factori care contribuie la această cădere, adică factorul genetic și factorul hormonal, hormonii specifici sexului masculin. Alopecia androgenetică masculină este relativ dificil de tratat. Spre deosebire de aceasta, alopecia feminină este mai ușor de tratat în măsura în care reușim să identificăm cauzele care au dus la apariția ei. Orărirea densității firelor de păr la femeie poate fi cauzată de carențe vitaminice, de carențe de fier, de dezechilibre hormonale, cum ar fi cele legate de tiroidă, de regimuri alimentare dezechilibrate, de exemplu, o pierdere în greutate bruscă într-un interval scurt de timp. Pe lângă aceasta, la femeie există o reducere a densității firelor de păr legată de menopauză, întrucât la menopauză scade concentrația de estrogeni. O cauză frecventă la femei o reprezintă efluviu telogen. Acesta apare după un stres, un stres psihologic, un stres fizic, un stres medical și reprezintă o sincronizare a unui număr mare de fire de păr care cad brusc într-un proces care amintește de năpârlirea de la animale. Din fericire, după o vreme, mai ales dacă se folosesc tratamente adecvate, un număr corespunzător de mare de fire de păr le reia locul celor căzute și efluviul telogen este perfect reversibil.